Declarația nominală de asigurare oferă informațiile necesare pentru constituirea evidenței asiguraților cu contract de muncă, precum și obligațiile de plată ale angajatorilor către bugetul asigurărilor sociale. Declarația de asigurare ne oferă nouă informații pentru calcularea stagiului de cotizare și a punctajului lunar care intră în calculul pensiilor. Pentru aceste elemente ne sunt necesare pentru stabilirea și calculul pensiilor. Declarația nominală este partea declarației 112, care se completează și se depune de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator. Aceasta se depune lunar până la data de 25 a lunii următoare pentru luna anterioară la organul fiscal competent. Din această declarație avem informații legate de CNP, nume, prenume și baza de calcul a CASE-ului. Așa cum am spus, intră în calculul stajului de cotizare sau a vechimii în muncă și a punctajului lunar, respectiv a cuantumului pensiei. Pe baza documentului, Casa Județeană de Pensii Mureș are rolul de a stabili stagiile în muncă ale persoanelor asigurate.